Te-ai întrebat vreodată ce este dragostea sau ce înseamnă iubirea? Poate pentru început ar fi important să știi că iubirea este una dintre cele mai puternice și fascinante emoții umane. De-a lungul istoriei, iubirea a fost celebrată în literatură, artă și cultură populară, iar oamenii au căutat mereu să o definească și să o înțeleagă mai bine. Chiar și astăzi, iubirea rămâne un subiect complex care poate fi abordat din multe perspective diferite, de la iubirea pentru Dumnezeu, la cea romantică, până la iubirea pentru membrii familiei sau iubirea de sine. Această emoție puternică poate influența modul în care ne raportăm la ceilalți și la noi înșine. Iubirea poate fi o sursă de fericire și împlinire, dar poate fi și o sursă de durere și suferință, depinzând de modul în care este experimentată și exprimată. Potrivit grecilor, există 4 tipuri de iubire: Eros, Storge, Filia și Agape. Eros. Eros reprezintă iubirea pasională și erotică. În mitologia greacă, Eros este zeul care simbolizează dragostea romantică, pasiunea și impulsivitatea. Poate fi primul pas către o iubire mai profundă și durabilă dacă știi cum să-i canalizezi intensitatea. Iubirea Storge. Grecii au clasificat ca Storge iubirea frățească, prietenoasă și angajată. Este o iubire care crește în timp și este legată de relațiile familiale și de prietenie, motiv pentru care se caracterizează prin a fi o iubire loială și chiar protectoare. Iubirea Filia. Filia se numește dragostea care există între prieteni. Dragostea pentru aproapele ce caută binele comun și se exprimă prin respect, solidaritate, cooperare și companie. Se spune că este una dintre cele mai frumoase iubiri care există. Filia este o iubire care se caracterizează prin a fi dezinteresată și care se bazează pe compania care se bucură atunci când celălalt este fericit și bine. Nu implică dragoste pasională sau atracție sexuală. Iubirea Agape. Grecii au numit Agape iubirea cea mai pură și necondiționată care există. Se referă la o iubire care hrănește, este generoasă și este conștientă de îndatoririle sale, o iubire spirituală și profundă a cărei prioritate este bunăstarea celui iubit. Se referă în general la iubirea față de o zeitate sau pentru creștini la iubirea pentru Dumnezeu. Dragostea Agape nu își caută propria plăcere, dimpotrivă, găsește satisfacție în a oferi dragoste. Dar totuși, ce este iubirea? Iubirea este o emoție puternică ce poate fi descrisă ca fiind o experiență subiectivă și personală pentru fiecare individ în parte. Deși există anumite caracteristici generale ale iubirii, cum ar fi atașamentul, dorința și grija, experiența iubirii poate fi diferită de la o persoană la alta. De asemenea, iubirea poate fi diferită și în funcție de tipul de relație, cum ar fi o relație romantică, o relație familială, o relație socială sau relația cu Dumnezeu. Iubirea romantică este un tip de iubire care se caracterizează prin atracția fizică, împreună cu o conexiune emoțională profundă. Această formă de iubire poate fi descrisă ca o dorință puternică de a fi cu acea persoană, de a-i oferi sprijin și grijă și de a împărtăși toate trăirile. Iubirea romantică poate fi o experiență minunată și împlinitoare, dar poate fi de asemenea o emoție fragilă și vulnerabilă care necesită mult efort și atenție pentru a fi menținută în timp. Iubirea familială este un alt tip de iubire care este caracterizată de atașamentul și grija față de membrii familiei. Această formă de iubire poate fi extrem de puternică și durabilă, deoarece se bazează pe o legătură genetică și pe experiențe comune. Iubirea familială poate fi de asemenea o emoție complicată cu conflicte și tensiuni între membrii familiei. Iubirea socială se referă la legăturile emoționale între prieteni și colegi. Această formă de iubire poate fi caracterizată de încredere, respect, susținere și admirație între indivizi care împărtășesc interese și valori comune. Iubirea socială poate fi o sursă importantă de sprijin și confort emoțional în viața noastră. Și cea mai importantă este iubirea față de Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste și dragostea este de la Dumnezeu, arată Apostolul Ioan. Ea este nesfârșit, asemenea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne învață că fără iubire toate virtuțile nu folosesc la absolut nimic. Cel care are dragoste nu suferă de păcate, căci dragostea nu pismuiește. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire. Cel ce iubește are și celelalte virtuți, este și îndelung răbdător și bun, se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul, încheie Pavel, 1 Corinteni 13, versetele 4-7. Dar există și dragostea perfectă a lui Dumnezeu către noi. Aceasta s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu ca noi să trăim prin el. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că el ne-a iubit pe noi și a trimis pe fiul său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre.
Noi am cunoscut dragostea lui Iisus Hristos prin aceea că El și-a dat viața pentru noi și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frații noștri, scrie Apostolul Ioan. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi, spune același Apostol Ioan. În general, iubirea este o emoție pozitivă și benefică pentru sănătatea noastră emoțională, sufletească, fizică și psihică. Aceasta poate reduce stresul, poate crește fericirea și poate îmbunătăți calitatea vieții noastre. Totuși, este important să înțelegem că iubirea poate fi de asemenea o sursă de durere, în special în cazul unei relații care se termină sau a unui deces. De aceea, este important să fim atenți la nevoile noastre și să investim în relații sănătoase și durabile. Dar care ar putea fi definiția iubirii? Definiția iubirii, așa cum ne arată dicționarul explicativ al limbii române, este un sentiment de dragoste pentru o persoană de sex opus care implică relații de dragoste. Fiind mult mai complexă de atât, emoția supremă mai poate fi definită printr-un sentiment puternic de atașament, afecțiune și devotament față de o persoană, un animal, o cauză sau o activitate. Aceasta implică o dorință de a fi aproape de persoana iubită, de a o proteja, de a o face fericită și de a-i fi alături în momente bune și rele. Iubirea poate fi exprimată în multe moduri diferite, cum ar fi gesturi romantice, cuvinte frumoase sau prin a face lucruri mici, dar semnificative. Este un sentiment care poate aduce fericire, satisfacție și împlinire în viață, dar poate fi și o sursă de durere și suferință atunci când este neîmpărtășită sau atunci când persoana iubită este pierdută sau trădează încrederea acordată. Iubirea este unul dintre cele mai complexe și profunde sentimente pe care le putem experimenta ca ființe umane, după cum am spus și mai devreme. Acest sentiment poate fi împărțit în diferite tipuri, cum ar fi iubirea romantică, iubirea de sine, iubirea parentală, iubirea față de prieteni, iubirea față de o cauză sau activitate și iubirea față de Dumnezeu. Indiferent de tipul de iubire, aceasta implică un puternic sentiment de atașament, afecțiune și devotament față de obiectul iubirii. Într-o relație romantică, iubirea poate fi exprimată prin diverse gesturi, cum ar fi prezența în momentele importante, ascultarea sau înțelegerea, sinceritatea și deschiderea, ori chiar curiozitatea și oferirea de mici atenții, sprijin sau generozitate. Toate aceste afecțiuni pot demonstra un sentiment profund de afecțiune și atașament față de persoana iubită. Iubirea de sine este de asemenea importantă și se referă la a avea o încredere în sine sănătoasă, a acorda timpul și îngrijirea necesară pentru a fi fericit și încrederea în propria persoană. Aceasta este esențială pentru a putea iubi și a fi iubit în mod sănătos. Iubirea parentală implică un sentiment puternic de devotament, protecție și grijă pentru copilul tău. Este o formă unică de iubire care se dezvoltă între părinte și copil și care poate dura toată viața. Iubirea față de prieteni este o altă formă de iubire care se bazează pe respect, încredere, loialitate și sprijin. În relațiile de prietenie, iubirea poate fi exprimată prin a fi prezent, a asculta și a înțelege, a fi deschis și sincer, a fi onest și a fi susținător. Iubirea față de o cauză sau o activitate poate fi exprimată prin pasiune și dedicare. Este o formă de iubire care implică devotament față de o cauză sau o activitate și alocarea timpului și efortului necesar pentru a o susține. Iubirea față de Dumnezeu este singura care nu trebuie exprimată, ci simțită. Acest tip de iubire se manifestă prin toate celelalte tipuri de iubire. Iubirea față de Dumnezeu este un cumul la tot ceea ce a însemnat, înseamnă și o să însemne vreodată acest sentiment pur. Această formă de iubire nu poate fi decât sinceră, fiindcă altfel o putem numi oricum altcumva. Iubirea față de Dumnezeu este încununarea a tot ce este iubire. Dar ce este limbajul iubirii? Gary Chapman a introdus pentru prima dată în psihologie conceptul de limbaj al iubirii. Autorul a descris în cartea sa The 5 Love Languages, How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate, cele 5 limbaje ale iubirii, cum să-ți exprimi angajamentul sincer față de partenerul tău, limbajul iubirii a fost descris de către acesta. Potrivit lui Chapman, fiecare dintre noi are un limbaj principal al iubirii prin care dă și primește dragoste și afecțiune într-un mod unic și personal. Așadar, cunoașterea limbajului iubirii propriu, dar și cel al persoanelor apropiate, ne poate ajuta să ne conectăm mai ușor la ceilalți prin validarea acestora sau la noi înșine prin comunicarea clară cu nevoile noastre. Câte tipuri de limbaje ale iubirii există? Gary Chapman identifică 5 limbaje ale iubirii, iar acestea sunt 1. Cuvintele de încurajare. Acest limbaj al iubirii se referă la folosirea cuvintelor pline de încurajare și apreciere pentru a arăta partenerului cât de mult îl iubești și îl prețuiești. Este important să nu folosim cuvinte negative sau critici în timp ce încercăm să folosim acest limbaj al iubirii. 2. Timpul petrecut împreună. Acest limbaj al iubirii se referă la petrecerea timpului de calitate împreună cu partenerul, făcând activități care vă plac amândurora. În timp ce petreceți timp împreună, este important să fiți atenți unul cu celălalt și să aveți discuții autentice și sincere, astfel încât să vă puteți conecta pe un nivel emoțional mai profund. 3. Cadourile. Acest limbaj al iubirii se referă la dăruirea și primirea de daruri simbolice pentru a arăta iubire și afecțiune. Nu este nevoie să fie daruri scumpe sau extravagante, poate fi vorba de un mic cadou sau o surpriză simbolică ce arată partenerului că te gândești la el sau la ea și că îți pasă de el sau de ea. 4.
serviciile. Acest limbaj al iubirii se referă la activități care denotă grijă și ajutor oferit partenerului. Acest limbaj al iubirii arată o grijă practică față de partener și nevoile sale, ceea ce poate fi la fel de important precum demonstrarea iubirii prin gesturi romantice. 5. Contactul fizic. Acest limbaj al iubirii se referă la folosirea contactului fizic, cum ar fi îmbrățișările, sărutările și atingerile, pentru a arăta iubirea și afecțiunea. Contactul fizic este o modalitate puternică de a arăta dragostea și de a construi conexiune emoțională mai puternică cu partenerul. În concluzie, la întrebarea ce este iubirea, putem răspunde simplu, un sentiment universal venit de la însuși cel ce este Dumnezeu, care ne definește ca ființe umane. Iubirea poate fi găsită în multe forme și poate fi exprimată într-un mod unic de fiecare individ. Iubirea poate fi o sursă de fericire și împlinire. Cu toate acestea, dragostea reprezintă o emoție care ne face să ne simțim vii și să ne conectăm la lumea din jurul nostru. Este important să învățăm să iubim și să fim iubiți în mod sănătos și echilibrat, să avem încredere în ceilalți și să fim deschiși și vulnerabili cu persoanele pe care le iubim și în fața lui Dumnezeu. Deși uneori poate fi dificil să găsim iubirea pământească adevărată și să o menținem în viața noastră, este esențial să nu ne pierdem niciodată speranța și să continuăm să căutăm și să cultivăm conexiuni bazate pe adevăr cu cei din jurul nostru. În cele din urmă, iubirea este un dar prețios și o formă puternică în viața noastră. Învățând să iubim și să fim iubiți cu adevărat, putem să ne deschidem către noi experiențe și să ne îmbunătățim calitatea vieții. Iar la urmă, când vom ajunge să iubim cât mai mult, vom constata că, de fapt, nu am ajuns decât să-L iubim pe Dumnezeu, iar atunci totul nu va fi fost degeaba, ci cu un scop precis. Dragilor, concluzia este simplă. Iubirea este Dumnezeu, iar Dumnezeu este iubire. Fă totul cu iubire și nimic nu va fi greșit. Iubește și totul va fi bine. Lasă-te iubit și totul va fi perfect. Acesta a fost materialul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și mai ales un subscribe, pentru că nu vă costă absolut nimic. Eu am fost Bogdan, tu ai fost pe canalul De Toate Pentru Nimeni, iar până data viitoare, te-am!